are internet gratuit pe viață. Poți să mergi oriunde, practic, fără teamă că nu te vei înțelege cu oamenii. Internet mobil, internet pe viață, deci fără alte costuri, fără niciun, nu este niciun clickbait. Internet pe viață în 200 de țări din toată lumea asta, fără să mai plătești nimic altceva. Un super dispozitiv din ăsta care să te ajute să călătorești întreaga lume, să te înțelegi cu 90% din populația globului. M-am oprit să fac cunoștință cu domnul de aici și vreau să-l întreb cum îl cheamă. Sunteți mai timiți și nu vorbiți cu domnișoare așa frumoase? Cum poți călători în întreaga lume fără să fie nevoie să știi limbi străine? Nu, nu e clickbait, nu trebuie să-ți organizeze călătoria vreo agenție de turism, nu trebuie să ai vreun prieten care să vorbească o limbă străină, nu trebuie nici măcar să ai un ghid. Ai nevoie doar de acest dispozitiv. Vasco Translator V4 pe numele lui arată spectaculos și dispozitivul ăsta micuț știe să vorbească 108 limbi străine. Adică asta înseamnă că te poți înțelege cu aproximativ 90% din populația globului. Și am venit în Bulgaria să-l punem la treabă, să-ți arătăm de ce este în stare. Suntem în satul Arbanasi, însă înainte să vorbim mai multe despre el, să-ți dăm mai multe detalii, hai să ne teleportăm puțin înapoi în România ca să facem un unboxing, să desfacem cutia, să-ți arătăm ce primești de banii pe care îi plătești. Asta e ceea ce primești, însă nu o să desfac eu pachetul, nu o să fac eu unboxing-ul, o să-l facă Simina, pentru că este mai atehnică și să vedem dacă se descurcă. Avem o cutie foarte drăguță, pentru că Simina poate să povestească despre o cutie, că este drăguță. Uite că avem mai multe limbi scris, da? Bună, da, salutare, uite-o. Hola, hola, halo, xec, tocmai pentru că... Nu știi să citești aici? Ba da. Nicio problemă, Vasco știe. Așa, în cutie avem... Oh my god! Acesta este aparatul. L-am ales culoarea asta, a vrut Simina culoarea asta, pentru că este culoarea pe care o are și mașina noastră. El vine în mai multe modele de culori. Intri pe site și vezi ce culoare ți se potrivește ție cel mai mult, pe aia ți-o comanzi. În pachet mai avem inclusă și... o husă, pentru că dorim să protejăm totuși această culoare frumoasă. Avem garanția, avem o bucată șnuruleț, avem un cablu de încărcare USB-C, bineînțeles, vine și cu un încărcător și, bineînțeles, vine și cu foarte multe cărticele pe care așa e că și voi le citiți atunci când le primiți în pachet. Hai să-l și pornim acum! O să-i dăm husa jos, pentru că este atât de drăguț. Așa, pot să-i dau și asta jos? Ah, și voi simțiți aceeași plăcere când dați folia jos de pe device pentru prima dată? Vedem. Cum faci să-l pornesc? Ia să vedem, cum pot să-l pornesc? Păi presupun că apăs pe un buton. Opa! Am numit butonul din prima. Nu mă așteptam, sincer. Aparatul pornește acum? Și vom încerca să îl setăm. Adică voi încerca să-l setez. Ia să vedem. Cât de complicat poate să fie. Așa. Prima dată vom alege limba. Vrei să-l pună în limba română sau vrei să-l las în limba engleză? Păi limba română. Simina, că nu toată lumea vorbește engleză. Așa. Aici este licența pe care toată lumea o citește, da? Și la final va selecta că este de acord cu toate politicile de confidențialitate. Așa, avem aici câteva informații despre ceea ce poate să facă Vasco, despre care noi vom povesti pe parcursul acestui vlog. Și gata! Oh, și gata! Și ce gata! Tare. Hai să ne întoarcem în Bulgaria, să-l punem la treabă! Și dacă tot bateți drumul până aici, în Arbanasi, este păcat să nu vă acordați, nu știu, o zi, poate, câteva ore... Poate măcar chiar să ții, câteva da, ore. Poate chiar să-ți iei cazare o noapte să te plimbi pe aici, pentru că Sătucul este senzațional. Noi am mai filmat un vlog aici, uitați-vă pe canalul nostru de YouTube, că mai avem un vlog filmat aici. De-aia nu o să intrăm acum foarte mult în detalii. O să arătăm așa, în mare, câteva imagini, dar arată locul arată foarte frumos, da. Are peste uite, 200 de ani. Uite, uite, uite cât de frumos arată hotelul ăsta. Are peste 200 de ani și practic este un... oraș-muzeu. Poți să spui că este un oraș-muzeu unde oamenii chiar locuiesc, aici e casa lor, aici își petrec viața. Și uite cât de frumos așa arată, da, toate clădirile, deci pur și toate simplu. Clădirile și tot satul, am înțeles că au fost renovate, reconstruite, uite și hotelul ăsta cât de frumos arată înăuntru, renovate, reconstruite și li s-a impus
să păstreze același stil. Cred că e parte UNESCO, nu? Da. Cel mai... parcă da, am nu citit cred ceva. Greșesc, da, da. Sigur. Da. Parcă am citit ceva că face parte din patrimoniul UNESCO. Arată senzațional, senzațional. Deci dacă vii, e păcat dacă vii aici la Veliko Târnovo, în zonă, poate chiar în drum spre Grecia, pentru că mulți am văzut că faceți pauză în drumul vostru spre Grecia la Veliko Târnovo. Rezervă-ți mai câteva și ore și pentru... de oră și ajunge aici. Da, da. Foarte frumos. Recomandăm Arbanasii, recomandăm... Niște restaurante așa foarte frumoase, cu priveliște așa... Oh, da, deci dacă mergi delicios mai spre... deci soarele sale de acolo, mai spre sudul orașelului, sunt restaurante care sunt fix pe margine și se vede Veliko Târnovo de acolo. Da. Ei bine, cu dispozitivul ăsta micuț pe care îl poți achiziționa în diferite culori, noi am ales Ruby Red pentru că Simine i-a plăcut foarte mult culoarea asta, poți să mergi oriunde practic, fără teamă că nu te vei înțelege cu oamenii pe care îi vei întâlni. Am spus și mai devreme, indiferent unde ai merge în lumea asta, pentru că el știe să vorbească, între ghilimele, să vorbească 108 limbi străine și te poți înțelege cu peste 90% din populația globului. Uite ce spuneam mai devreme, priveliștea cât de frumoasă e un restaurant aici. Mai e și aici un hotel și uite acolo jos este Veliko Târnovo. Uite cât de frumoasă este priveliștea, chiar și seara să vede spectaculos orașul așa luminat. Poți să vii să bei o cafea de aici, să-ți iei... Poate dacă să nu rămâi peste, dacă nu vrei să rămâi peste noapte, vii doar să stai câteva ore, te plimbi prin sătuc pe aici și îți faci o rezervare. La unul dintre hoteluri, dacă vrei să rămâi peste noapte, sunt și hoteluri cu piscină aici, de astea mai fancy. Sunt, da, mai multe hoteluri cu piscină, unul este undeva mai de vale în partea asta și se vede și imaginea asta frumoasă seara, îmi închipi că trebuie să arate, sau dimineața, cu cafeluță. Am ajuns și la restaurantul de aici, Veliko Târnovo, unde o să vom mânca. Ego se numește, are două locații și unul dintre cele mai recomandate, căutate și turistice în același timp restaurante din Veliko Târnovo și o să luăm ceva de mâncare. Meniul pe care l-am dat am cerut unul numai în bulgară, dar nu au în bulgară și în engleză, așa că o să încercăm să traducem din bulgară direct, o să facem abstracție că și în engleză și că știm ce înseamnă și o să încercăm să folosim dispozitivul Vasco Translator V4 să traducem din bulgară în limba română, făcând poză, pentru că el știe să facă și poze, se traducă de pe poze. Hai să punem dispozitivul nostru Vasco Translator V4 la treabă, să ne spună ce e în meniu, ce scrie acolo în meniu, ca să putem mânca. Poți să faci și zoom, chiar, uite, are și zoom, poți să-i faci și zoom ca să-ți facă poza mai bună, mai clară. Trebuie să te asiguri că focusează bine. Și o să facem o poză, să vedem ce e în meniu și ce ne oferă acest meniu. El caută și ne-a tradus deja. Salată verde, rucola, felii de ceapă roșie, roșii proaspete, ardei roșii, ou spart, măsline și somon afumat conține acest fel de mâncare. Aproape că m-am convins. Deci, vedeți, nu, adică nu folosești doar în traducere să vorbești cu ospătarul la restaurant sau cu oamenii pe stradă. Poți să faci poză și îți traduce poza. Poți să faci poză la, nu știu, un contract, vrei să te angajezi undeva și într-o limbă străină, contractul respectiv, faci poză, contractul respectiv și ți-l traduce ca să știi să nu semnezi cine știe ce prostie. Bună, poți să-mi recomand ceva bulgăresc tradițional? Shopska. Wait, can you speak in Bulgarian, please? Da, това е шопска салата. Okay. Това е традиционна българска храна. Uite, toată conversația care am avut-o cu fata asta și în, eu am vorbit în română și ea în bulgară, pot să o salvez, nu de aici, stai, uite, pot să mi-o trimit pe e-mail, de exemplu, să selectez ce anume vreau din conversație și pot să mi-o trimit pe e-mail, dacă vreau pe e-mail, toată conversația asta, uite, îmi bag e-mailul aici și mi-o trimite automat pe e-mail. Ok, nu o să păstrez
o conversație pe care a avut-o restaurant pe e-mail, dar poate ai o conversație, nu știu, cu un partener de afaceri, poate ai o chestie importantă pe care o discuți. De ce nu? Pentru că o altă funcționalitate super utilă a acestui super aparat Qt, și nu este doar un aparat Qt, este acela că îl poți folosi chiar și în business-ul tău, dacă vei avea nevoie, dacă ai o conferință internațională, dacă ai colegi cu care lucrezi internațional, ai și opțiunea de a participa la o multi-conversație unde mai multe persoane pot discuta în mai multe limbi deodată și vei avea toată discuția salvată pe care o poți mai departe trimite colegilor tăi, șefului tău, echipei tale și așa mai departe. Dacă tot am vorbit de restaurantul ăsta, hai să vezi și priveliștea. Uite cât de frumos se vede. Asta e partea veche a orașului. Uite cât de frumos se vede. Sunt multe terase și restaurante care au priveliște către partea asta. Iar acolo este un monument, nu știu cum e, Independenței Bulgariei sau nu știu cum era dedicat, cui era dedicat acel monument. Întemeitorilor, părinților întemeitori ai statului bulgar, parcă. Și acolo unde e clădirea aia, ca o biserică acolo, și acolo jos e o terasă și de acolo e priveliște inversă. Seara se văd foarte frumos, se vede foarte frumos că se văd toate casele astea de aici luminate. Da. Deci asta este o variantă, una dintre variante pe care le ai de servit masa de mâncat în Veliko Târnovo. Iată că aparatul nostru de traducere a fost exact și corect și ne-a adus șopsca, celebra salată bulgărească. Da, adevărata salată bulgărească, nu cea pe care o găsești în meniurile din România, care de la un bulgar am aflat, n-are nicio treabă cu salata bulgărească, șunca aia de la noi nu este. Da. Să ne spui cum e, te rog, să gusti. E ce trebuie? Roșiile. Vai, sunt roșiile alea care trebuie. Adevăratele roșii de vară. Acum să vedem dacă am numerit-o și cu celălalt fel de mâncare pe care l-am comandat. A venit și mâncarea pe care am comandat-o, cea de-a doua porție de mâncare, bulgărească, specific bulgăresc. Ne-a avertizat că... S-a vorbește camera, că fi de mită. Ne-a avertizat domnișoara ospătărița că este o porție foarte mare. E pentru două persoane și, într-adevăr, e multă mâncare aici, carne. Cartofi, ou, legume, carne. Miroase bestial, bestial. Este urmă frigă. Da. Hey, why? Give to the girl another two, please. Okay. If you want, your fish. Ce trebuie? Da. Eu ce trebuie la cuptor să face chestia asta, asta e foarte fierbinte, de-aia mi-a adus-o într-o parte de asta. Da. Avem poftă. Eu sunt Damian, iar ea este logodnica mea, Simina. Care este numele tău? Plăcerea este de partea noastră, pe logodnica mea, pe Simina, o cheamă de asemenea și Maria. Every time the prices change, for example, while the women in Romania, they change prices for public transport in Istanbul. Simona Maria? Simina Maria, actually. Simina. Ne fie de bine? 66 de lei, de leva mai târziu. Adică aproximativ 150 de lei toată mâncarea aia care a fost pe masă, cu băuturi, cu tot. Cam 150 de lei a costat, e ok, prețurile aici sunt ok, e mai ieftin un pic decât în România, iar mâncarea a fost delicioasă. Foarte gustoasă, iar Veliko Târnovo, pentru cine nu a fost deja aici, și sunt convinsă că mulți dintre voi ați fost deja, e un fel de Brașov al României, am putea spune. Ceea ce este Brașov pentru România este Veliko pentru Bulgaria, un oraș foarte frumos. E mai rocoros, e un pic mai la munte, are partea asta de centru vechi care arată foarte drăguț, aveți o cetate frumoasă pe care puteți să o vizitați. Cetatea țară, vezi, la ea se referă Simina, nu o să mai mergem acum, nu o să mai știm, pentru că am filmat-o în vloguri. Avem deja vloguri. Cred că avem două vloguri de aici, da, la Veliko Târnovo, și nu o să insistăm foarte mult pe treaba asta cu vizitat orașul.
ne mai învârtim pe aici, o să mergem să ne luăm și o înghețată, o să mergem să bem o cafea, noi un ne mai plimbăm, mergem să luăm și un suvenir și vedem ce mai facem pe aici. Am văzut Simina și o rochiță frumoasă, acum așa că... Dacă se descurcă cu translatorul Vasco, translator V4, să-și cumpere rochița. Poate reușit să negociezi așa un pic. Am ajuns la pomul lăudat cu sacul, cum s-ar spune. Bine, nu chiar lăudat cu sacul, pentru că noi am luat înghețată de aici și este foarte bună, Simina. Te rog să folosești acest dispozitiv. Stai să-l punem în bulgară, că am vorbit cu fetele în portugheză. Și să... Atât de simplu se schimbă. Să-i cer domnului. Așa. Eu vreau înghețată de surprinde-mă. Vrei să întreb înghețată de surprinde-mă? If you are ready, yeah. No, no, take your time. Care este cea mai bună înghețată? Strawberry. Strawberry is the best. Bulgaria. Yes, can you... Iagodă, dăvcă, Oreo. Ok, eu vreau recomandarea lui iaurt și Oreo. Ok. One of these. Simina, nu vorbim în engleză. Pahar. Nu vorbim în engleză, Simina. Vorbesc în română. E foarte greu pentru noi. Este foarte greu, trebuie să ne înțelegeți că e foarte greu pentru noi, pentru că noi vorbim în engleză și când mergem într-o țară străină, instinctual îți vine să vorbești în limba engleză. Oamenii ăștia de aici, pentru că e un oraș turistic și o zonă foarte turistică, ne văd că suntem străini de la distanță și la fel au intenția să vorbească în engleză. De-aia ne pâlbuim și ne e greu să vorbim cu dispozitivul ăsta, dar el își face treaba exact așa cum trebuie își face treaba. Ne-am luat aici, ne-am găsit cât un loc aici, pe terasa de unde am luat înghețata și uite ce priveliște frumoasă. Priveliștea este absolut superbă aici. Înghețata este foarte bună. Era acum, foarte bună când am mâncat în ultima oară. Nu te gândi că e italian bună. Că na, ca înghețata italienească nu prea mai găsești probabil, dar este foarte bună. Hai să că facem bale aici, te rog să guști. Gust, dar nu gust eu. Aceasta este cu cireșe și iaurt. Iar cea de jos este cu ciocolată. Și după ce am cerut, m-a atenționat să știți că este cu alcool. Ceans perfect. Ia să vedem și la mine. Aia cu alcool e foarte bună. Eu mi-am luat recomandare. Eu am mers pe recomandare. Cu Oreo. Are, chiar are biscuite, bucăți de biscuite Oreo, așa, și este moale, fluffy. Iar jos are un strawberry de căpșuni. Strawberry de căpșuni? Un șerbet, am vrut să spun, de căpșuni. E foarte bun. Chiar e foarte bună. Vă recomandăm. E un loc drăguț. E adevărat că pentru noi, într-o țară vorbitoare de limbă engleză, pentru că vorbim limba engleză, automat ne este mult mai simplu să ne folosim vocea. Să fim verbali. E instinctual, vine instinctual și na, așa cum am zis și mai devreme, oamenii ăștia de la loc turistic aici și văd că suntem străini și ne vorbesc automat în engleză. Însă, acest aparat este extrem de ușor și intuitiv. Nu necesită, știu ce pași complex pentru a-l putea configura. Tot ce trebuie să faci de altfel este să setezi limba atunci când îl pornești, limba în care vrei să funcționeze, iar toată instalarea, configurarea și așa mai departe și o face singur automat, are o cartelă deja integrată, astfel încât nu ai nevoie de internet, nu ai nevoie să-ți cumperi o cartelă de mobil separată. Pe lângă faptul că este atât de intuitiv și ușor de folosit, Vasco Translator V4 are internet pe viață nelimitat. Îl poți folosi în aproape 200 de țări fără să ai nevoie de o conexiune la Wi-Fi. Își face el singur toată treaba. Și te poți înțelege cu aproape toată populația globului pentru că aparatul ăsta știe 108 limbi străine. Ce ziceți? Stai două secunde. Da, vă rog. Zice clonc, clonc.
clonk, clonk, nu, da, avem nu avem translatorul pornit, că n-ar fi tradus și ce zice curca. Asta voiam să spun acum, unde să ne înțelegem și cu curcile. Pe lângă asta, uite, are aici o mufă USB-C, cu ajutorul căruia îl poți încărca, așa cum îți încarci și telefonul mobil, ține până la 5 zile această baterie acestui dispozitiv, iar ecranul este, așa cum ați văzut, mare, este foarte intuitiv, adică n-ai cum să nu te descurci, nu ai cum să te încurci în meniul acesta. La fel ca și ecranul unui telefon mobil, poți să faci zoom prin simpla atingere a... Atunci când faci o poză și vrei să-ți traducă de pe poza respectivă. Mai are o funcție foarte interesantă, uite aici se numește conversație de grup. Asta înseamnă că 100 de persoane, dacă au Vasco Translator V4, se pot conecta între ele. Fiecare vorbește în limba lui, deci fiecare vorbește pe limba lui. Dispozitivul automat recunoaște limba, ți-o traduce și o trimite celorlalți, o traduce celorlalți în limba fiecăruia. Adică dacă suntem, nu știu, un român, un portughez, un american, un francez, un etiopian, fiecare vorbește în limba lui, dispozitivele sunt conectate între ele și traduce dispozitivul pentru fiecare limbă în parte, pentru fiecare utilizator, iau să zic interlocutor, pentru fiecare utilizator în parte, deci este foarte bun și pentru mediul business. Iar după aceea, așa cum am arătat și cu chelnerița din restaurant, conversația toată îți rămâne aici, o poți salva și ți-o poți trimite pe e-mail, să o trimiți șefului tău, să o trimiți, nu știu, colegilor tăi, să vadă ce s-a discutat în ședința respectivă. Dacă v-am convins să apelați acest dispozitiv, avem și un cod de reducere pentru voi, Fabrica 5. Este acest cod de reducere, acest cod Fabrica 5 se comasează, se adună, dacă vrei, și cu alte reduceri care sunt oferite pentru acest dispozitiv pe site-ul Vasco. Adică dacă, de exemplu, dispozitivul acolo are 20% reducere, tu beneficiezi de 20% plus încă 5% de la noi reducere folosind codul Fabrica 5. Așa că nu uita, Fabrica 5, lăsăm aici în descrierea videoclipului și site-ul către... și link-ul către site-ul Vasco și codul nostru de reducere, deci nu uita să folosești Fabrica 5. Pentru Vasco Translator 4, bineînțeles. Am zis că nu filmăm, că nu vă arătăm orașul, dar că l-am arătat atât de prea frumos. Frumos. Să nu mai tragem măcar vreo 2-3 cadre și pentru voi. Chiar e o plăcere să te plimbi pe străduțe pe aici. Da, ne-am gândit ca și variante ca să testăm dispozitivul ăsta Vasco Translator V4. Ca și variantă ne-am gândit inițial să mergem la ruse, dar am zis, bă, ok, ruse, n-am tot fost acolo să vorbește română pe la toate magazinele. Hai să trebuie mergem să la... fie cât mai aproape, da, de realitate. Hai să mergem la Veliko Târnovo, pentru că nu ne-a și plăcut foarte mult orășelul ăsta. Intenția noastră a fost să aflăm dacă într-adevăr este un dispozitiv ușor și la îndemână de folosit de către orice persoană, mai mult sau mai puțin tehnică, inclusiv de către mine. Pe care te poți baza, adică de care atunci când ai nevoie să -ți traducă, nu să... Am o alarmă pusă eu că trebuie să cumpăr ceva. Deci, da, concluzia asta este că din ce am... făcut din ce am folosit noi până acum în bulgară și în portugheză cu fata din Brazilia, e ok, traduce ok, te înțelegi cu oamenii, deci nu e niciun fel de problemă, îl poți folosi. Într-adevăr, este important să fii într-o zonă unde există și semnal de internet. Pentru că internet. El folosește 11 motoare de căutare, de traducere, care motoarele astea de traducere sunt online și el folosește motoarele astea online. Deci trebuie să ai semnal la telefon în locul... vârf de munte s-ar putea să nu-ți fie chiar atât de s-ar putea să nu te întâlnești decât în vârf de munte, să nu te întâlnești cu nimeni, în afară de urs, dar asta e partea a doua. Sau mai muță, sau cine sau știe, ceva. Depinde da, unde te da, afli. Da, da. Uite, astea sunt celebre în toate pozele pe care le vedeți cu Veliko Târnovo, statuia asta și mai încă una mai în spate, încolo. Probabil că ați văzut poze atunci când ați căutat Veliko Târnovo cu tantia asta. Aici sunt și magazine de artizanat, că de-aia e statuia aici. Și sunt mai multe bărulețe, magazine cu suveniruri, seara se aprind beculețele astea, arată foarte frumos. Seara este un loc absolut delicios, arată atât de romantic și este așa de frumos și animat și lumea e veselă și povestește. Și uite, cum este și aici, exact cum avem și la noi, la Brașov și nu numai, și în Sighișoara și în mai multe orașe din zona respectivă, sunt niște porți care atunci când treci de ele, te duc așa într-un loc... surpriză. Da. Se deschide un întreg univers. Pe mine mereu m-au fascinat ușile astea care te duceau într-un loc surpriză și nu știai, am voie să trec, parcă era așa un loc interzis, un lucru interzis pe care să-l faci și când treceai de partea altă, pac, aveai o surpriză de asta așa. E foarte frumos.
M-am oprit să fac cunoștință cu domnul de aici și vreau să-l întreb cum îl cheamă. Bună ziua! Care este numele dumneavoastră? Sunteți mai timiți și nu vorbiți cu domnișoare așa frumoase? Nu vreau să vorbesc cu tine. Da, deci Vasco, Translator 4, funcționează foarte bine, dar funcționează cu persoane care nu sunt așa de timide în prezența superbităților. Mi-a părut bine de cunoștință. Mulțumesc că ați avut răbdare să stați aici de vorbă cu noi. Și vom testa în Bulgaria până și limba turcă, să vedem dacă funcționează, pentru că în grupul cu care ne plimbăm astăzi avem o gașcă foarte, foarte mișto de mai multe naționalități. Și o avem aici pe... Hai să aflăm cum o cheamă. Bună, numele meu este Simina. Care este numele tău? Merhaba Simina, benim adım Sare. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bună, Simina. Numele meu este Sare. Mă bucur să te cunosc. De cât timp ești în România? Ne kadar zamandır Romanya'dasınız? Tam olarak bir aydır Romanya'dayım ve iki gün sonra da döneceğim. În România de o lună și mă întorc în 2 zile. Care ar fi locul din Turcia pe care l-ai recomanda unei persoane să-l viziteze neapărat? Birisine Türkiye'de hangi yeri ziyaret etmesini tavsiye edersiniz? Çok fazla yer var aslında. Özellikle öncelikle İstanbul'dan başlamalarını ve İstanbul'daki başlıca yapıları ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Onun dışında Karadeniz bölgesi doğasıyla çok güzel. İç Anadolu'da antik kent, İç Anadolu ve Ege'de antik kentler var ve özellikle deniz turizmi düşünüyorsanız Akdeniz ve Ege güzel yerler. Există multe locuri. De fapt, le-aș recomanda să înceapă în special în Istanbul și să viziteze principalele clădiri din Istanbul. În afară de asta, regiunea Mării Negre este foarte frumoasă cu natura sa. Există orașe antice în Anatolia Centrală, orașe antice în Anatolia Centrală și în Marea Egee și, mai ales dacă vă gândiți la turismul maritim, Marea Mediterană și Marea Egee sunt locuri frumoase. Îți mulțumesc foarte frumos pentru toate aceste opinii. Tüm bu görüşler için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle bu konuşmayı gerçekleştirebilmek çok keyifliydi. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să port această conversație cu dumneavoastră. Thailand. Bună! Dacă ar fi să îmi recomanzi un loc din Thailanda, care ar fi acela? Wat Phakeo, Grand Palace, Phalachawang, แล้ว ก็ Wat Phuthaw Thong, Tlat Ratchaduja. Wat Phakeo, Marele Palat, Palatul Regal și Wat Phuthaw Thong. Piața de weekend, Khatukha. Ah, ok. Și care este mâncarea pe care ar trebui să o testăm de fiecare dată? Tom yam gung, khao man gai, khao man gai, khanom chan. Creveți tom yam gung, orez cu pui, birian cu pui, khanom chan. Mulțumim frumos pentru discuția asta scurtă. Ok, let's go a little later. Ei bine, estimabilă și dragă familie, iată ne ajungi la finalul vlogului. Despre asta a fost vlogul de azi, despre cum poți călători în lumea întreagă fără să știi o boabă de pe engleză sau altă limbă străină. Sperăm că ți-au fost de folos informațiile pe care ți le-am dat. Dacă vrei și tu un... Stai așa, că l-am aici. Dacă vrei și tu un Vasco Translator V4,
un super dispozitiv din ăsta care să te ajute să călătorești în întreaga lume, să te înțelegi cu 90% din populația globului. Lăsăm link-ul aici în descriere. De asemenea, nu uita să folosești și codul Fabrica 5 pentru a beneficia de reducere. Reducere la reducere, pentru că el, dacă e redus deja pe site-ul lor, tu mai beneficiezi de încă o reducere din partea noastră și a celor de la Vasco, care ținem să le mulțumim pentru acest dispozitiv pe care ni l-au oferit ca să vi-l prezentăm. Dacă nu te-ai abonat încă la canalul YouTube, nu știu ce mai aștepți. Ar cam fi cazul să o faci, că uite în ce locuri mișto te ducem și uite ce ponturi de călătorie. Că și ăsta e un pont de călătorie, nu? Deci e un pont de călătorie pentru că în felul ăsta poți călători fără să mai ai stresul ăsta cu limba, că nu cunosc limba. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri ne găsești și acolo ca de fiecare dată. Dacă ai întrebări, oricând ne poți contacta, ne poți scrie, lasă-ne în comentarii părerea ta despre acest dispozitiv. Și sunt curioasă în ce situații inedite crezi tu că ar fi de super folos, de afară de cele, na, de la sine înțeles. Astfel că până data viitoare, salutare! Salutare!